Bună ziua, dragi prieteni, la emisiune Stil de Viață. Astăzi vom vorbi, suntem încurcat foarte frumos, am spune eu, vom vorbi despre un subiect interesant pentru multă lume, muzica, pentru că în ziua de asta ascultă foarte multe genuri muzicale și am vrea să știm puțin despre muzica adevărată, ca aș spune eu, care se cânta acum ceva timp. Și am ca invitat o persoană foarte dragă mie care a lansat un curent în România acum 20 de ani. O să ne spună mai multe despre ce este vorba. În persoana domnului Cosmin Murea. Salut, Cosmin! Salut! Bună ziua la toată lumea! Mulțumesc mult pentru invitație și cu mult respect pentru ceea ce faci. Îți mulțumesc! Aș dori să știm cine este omul Cosmin Murea și de ce face ceea ce face ca stil de viață în domeniul muzical. Cosmin Murea, în afară că este foarte tânăr, are 43 de ani, luna aceasta pe 26. Cosmin Murea, în 1994, a unit două persoane mie dragi, Carmen și Eric, colegii mei de trupă de la T-shirt, în 94. Au trecut 24 de ani, nu 20, în decembrie se fac 24 de ani, de când am pus pionezele la prima formație, fiind și liderul trupei, T-shirt. Și am plecat la drum cu un proiect, se numește Genul Muzical Dance. Acest proiect, până la acea oră, nu era făcut de nimeni și am zis să-l încerc eu și am reușit cu trupa mea să avem succes perioada respectivă. Am vrea să știm de ce ai ales cariera muzicală ca mod de viață și ca rezultate, fiind prima formație românească de acest gen pe piață, ce istorică ai în spate? Pentru cei care nu te cunosc sau care vor să-și amintească cum era muzica acum 20 ceva de ani. Haideți să începem cu istoricul meu personal. Eu am, până să înființez această trupă în 1994, am făcut parte din Palatul Copiilor. Da, am dansat. Eram dansator într-o trupă. Cu toate că la vremea aceea s-asculta foarte multă muzică de afară, dacă mai ținem minte, după 90 au invadat trupele de afară peste noi, de la Mr. President, Vanilla Ice, Hathaway, E17, da, a fost preferata mea trupă, da, toată lumea spunea că semăn cu Bry Harvey de la E17, Take That, da. Din câte am înțeles eu, ei s-au reunit la un moment dat și Take That-ul. Asta avem și noi de gând acum, am luat legătura cu Eric și cu Carmen. Eric în 2000, când ne-am despărțit de comun acord, am făcut partaj. Da, și Eric în 2000 a plecat în America, 18 ani, acum s-a întors în România. Suntem de acord să plecăm la drum cu un t-shirt renovat. Dar până nu scoatem o primă piesă, nu are rost să apărem ca și trupă momentan apariții TV, toți trei, sau așteptăm noua piesă. Avem ce gen de abordat muzical? Același gen dance din trecut, da, dance, același, cu aceleași cuvinte de dragoste, cu stilul nostru. Stilul nostru care a cucerit la vremea respectivă și va cuceri și acum. Nu încercați să faceți un mixaj de mai multe... Oricum, celelalte... Nu, oricum celelalte piese din trecut le vom face, 2, 3, 5. Cu Adila Vâlcea și era interesant genul muzical care abordea atunci. Era la în vogă dance oriental, da. Nu putem să-i spunem da. Manea, da, era un dance oriental. Mie mi-a plăcut foarte mult aici, eu sunt din București, aici l-am cunoscut pe Adila Vâlcea, o voce extraordinară și am făcut împreună niște piese, au ieșit bine, cu toate că mulți m-au certat de ce am cântat acest gen muzical, dar viața face experiențe. Da. Exact. După aceea am făcut iar o colaborare până 2004 cu Carmen. Nimeni nu ne va despărți, Eric era plecat. Am făcut un album, la vremea aceea n-am prins. Nu numai manele, dar apăruseră și clubbing-ul. Bumți, 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 bumți. Și la un moment dat, toată piața muzicală, mai ales la nivel de radio, da, nu numai că erau piese numai venite de afară, deci numai de afară, nici o piesă românească nu mai era, dacă mai țineți minte, la radio. Singura piesă românească care a păcălit și a intrat pe un post de radio, dar nimeni nu știa cine o cântă, era Morandi. Da, 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 da.
Și acel proiect a prins pentru că era moda, moga curandii, dar nimeni nu știa. În momentul în care s-a aflat, deja era prea târziu, că piesa a intrat pe radio. Da. Da, am vrea să ne spui puțin despre proiectele tale prezente și viitoare și ce mai ai de gând să faci în viața ta actuală, care, de, că ești și tătic, ești și ai o viață împlinită, aș putea spune. Deci, din punct de vedere familial, am trei băieți, doi gemeni, Mihnea și Antonio, și Justi, cel mare. Da, o vin la 4 ani, ca precum alegerile. Da, mi-am dorit fete și am fată și am primit gemeni, foarte interesant, și băieți. Ne uităm la ei cum cresc, ne uităm la ei cum vor să devină și ei la rândul lor cineva. Ei din când în când mai ascultă și melodiile mele, nu sunt așa terminați după genul meu muzical, pentru că ei sunt un pic mai underground, ca să zic așa, gen Shata Benz, gen stilul ăsta mai... Să faci și niște remixuri pe melodii, ca am fost să poartă acum trendul ăsta muzicale, să spui ceva, am văzut că sunt multe formații care chiar le sunt niște remixuri după ele făcute foarte interesant la cum se poartă curentul, trendul actual. Păi asta spuneam, am deja 3 solicitări, acum trebuie să văd pe cine aleg. Este vorba de DJ Jungle, care dorește să facă un remix. Emil Lazaria dorește să facă După Noapte de Vis. Robert Georgescu, după Ești ca un Înger. Da, sunt persoane care doresc să readucă pe beat-ul cel nou piesele noastre vechi. Ceva gen Michael Jackson, pe care îi vedeam în anul în care pot de trend, și rock, și dance, și pop, și deja că am cântat toate melodiile. Păi dacă stai un pic să te uiți, este genul nostru dance, dar dacă asculti, acolo avem mai multe stiluri muzicale, și rap, și dance, și pop, și avem și o piesă Teronul pe care duce spre rock, da. Era și formația, mi-aduc aminte de Duță, când a cântat prima dată Cifre în 90 și ceva. Da, era început și... Da, dar era frumos cântat după Michael Jackson, deci era foarte, foarte... Nu după Michael Jackson, după... Ba da, dance-ul era mai mult. The Jacksons, Spike. Da. Michael Jackson cânta într-o respectivă și a ieșit piesa ABC. Da. Să ne spui cum e, ca să te cunoască mai bine, cum e omul Cosmin ca părinte sau ca om de afaceri, că e și om de afaceri, știu că e și om de afaceri și nu numai cântăreț. Ce se întâmplă în 2000, când grupa s-a destrămat, m-am apucat de același domeniu, m-am apucat de a ține în spate cluburi, să aduc evenimente, să fac evenimente, să aduc artiști. În fine, am inventat inclusiv Conflictul Liceelor, care de 10-11 ani este lider la nivel de distracție în Râmnicu Vâlcea. Sper că acest conflictul să meargă și în alte orașe sau să-l preia măcar o televiziune. Ați văzut cum sunt cei de la România, au talent și... Da, când am făcut noi Conflictul Liceel, nu era genul ăsta, nu era genul ăsta de emisiuni. Mă bucur că am fost printre primii care am făcut Conflictul Liceelor. Trebuie să facem și filmate, să transmite și la televizor anumite evenimente care se întâmplă, ca să vadă lumea cam despre ce e vorba. Da, acest proiect poate fi preluat și făcut mai amplu la nivel național, dar este foarte greu pentru că suntem într-un oraș mic. M-am gândit că dacă îl făceam la București, poate era altceva, că București e țară în țară. De obicei, provocarea asta înseamnă, într-un oraș mic, acolo apar genile sau persoane care au talentul de a duce mai departe, de a reuși, pentru că dacă stăm să ne gândim, toți mari și cântăreți și scriitori au pornit din zone no-name, necunoscute sau micuțe. N-au venit din zone din astea foarte cunoscute sau chiar și brandurile celebre, știți că orice afacere la început începe într-un garaj. Ceva, da, e un adevăr, deci e o realitate, că au pornit cu ceva micuț și erau mai puțin cunoscuți. Și s-au extins pe... După mine și cred că și lipsa de activitate în orașe mai micuțe.
Să spun și de ce. De exemplu, într-un oraș mare ai toate oportunitățile și poate de ceea ce ai putea tu să faci și nu mai faci, te lași, pentru că ai alte, nu știu, ai alte chestii de făcut, da. În schimb, într-un oraș micuț, mai învârți un an, doi, trei, la un moment dat îți vine, domne, eu ce sunt până la urmă? Și cred că pleci la drum cu ceea ce ești. Dar mi-e benefic și liniște într-un oraș mic, pentru că sunt orașele mici, sunt mai liniștite și faptul că sunt liniștite ajută foarte mult la șansa să te pui în evidență mai bine. Da, este adevărat și v-am spus, creează și un oraș mic, creează și un timp mult mai mare de libertate și de a fi liber. De exemplu, eu sunt din București, am stat acolo până la 24 de ani. Când am venit aici în Râmnicu Vâlcea, pe mine orașul m-a impresionat și de aceea m-am și mutat aici. M-am măritat la Vâlcea. Da, m-am măritat la Vâlcea și am rămas cu orașul. Vreau să continui ideea. Și vreau să vă spun că am plecat în București de câteva ori, fac 2-3 ore până la intrare în București, după aceea fac o oră până la mine acasă. Vă dați seama că pierzi jumătate zi numai ca să faci un lucru, ca idee. Am plecat de la mama din București, m-am dus să rezolv problema, am pierdut o zi întreagă. În schimb, aici, în Râmnicu Vâlcea, să faci 4-5 chestii mergând numai pe jos. Da, și ai timp la dispoziție să inventezi, să te reinventezi, să te liniștezi, să mai o iarbă verde, un salcâm, un Eminescu. Fiecare zi gândește că bucureștienii cam asta fac. Zi de zi stau mai mult în trafic decât... Da. Și nu știu câte o viață de, să spun, benefică pentru ei, atât de poluarea care e, zgomotul și stresul care ți-l fac... Păi imaginați-vă că jumătate din timp îl dorm, bucureștenii, așa, jumătate în trafic, mănâncă și mai... Cât se mai distrează și ei, sau cât mai au timp de ei. Spre munte, se duc spre munte pentru că nu mai suportă. Noi aici putem să vă fugă în fiecare zi. Nu ținem, avem stațiuni, suntem binecuvântați. Suntem binecuvântați, dar nu știu dacă mergem atât de des și noi cum merg ei. Chiar vorbeam cu Laurențiu Duță pe tema asta, el este de la mare și nu mai fusese în mare de vreo 2 ani. Și zic, aoleos, alții dau o grămadă de bani până la mare, iar tu, Laur, nu intri în mare când e marea lângă ușă. Și zice, bine, bine, Cosmin, hai că te întreb și pe tine altceva. Ești la munte aici, de câte ori ai fost la Călimănești, de câte ori ai fost la Govora? Și mai dreptate, odată, la 2 ani, tot așa, greu. Avem obișnuință, și avem o prea precedent ce avem în jurul nostru. Da, 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 da. E un oraș foarte frumos și inclusiv împrejurimile sunt foarte frumoase. De ce ales muzica ca mod de viață și nu altceva? Când te-ai lansat acum 20 de ani, deci ce a fost cu muzica? Da, știu, cred că asta a fost destinul. Da. Nu că l-am ales, deci n-a zis, măi, mi-a pus... Aveai talente muzicale sau nu știu? Da, 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 v-am spus că a fost mic, că în clasa 4-a, 5-a, dar de-aia începusem să palatul copiilor și chiar aveam o tentă spre muzică. Păi, nu, chiar mă gândeam la un moment dat, dacă mă las de chestia asta, ce aș putea eu să fac? Nu știu. Nu știu, fiecare, nu știu, parcă e sortit să facă anumite de chestii. De ce nu recomandă altora muzica ca mod de viață? Pentru că foarte multe persoane se orientează spre sport sau spre, în general, spre cariera din asta universitară. De ce e indicat să alegem muzica, cei care au talente muzicale sau care rezonează cu domeniul ăsta? Eu sunt adeptul ceea ce vrei să faci și ceea ce îți place să faci. Nu neapărat să faci trei, să zic că mă duc să fac sport, adică să mă apuc de fotbal, după aceea mă duc la muzică și după aceea mai mă duc și, nu știu, la croitorie. Este o chestie care n-ai cum să o faci bine, nu poți să le faci bine pe toate trei, ca idee. Una singură o faci dacă stai numai de ea. Da, de aceea nu sunt de acord nici cu sistemul ăsta de a cere copii. Uite, sistemul ăsta de părinte cere copilului să ia 10 și la geografie, 10 și la fizică, 10 și la română. Păi, dar până la urmă, urmei, săracul copilul nu mai știe la ce e bun. Corect. Deci, lasă să ia 4 sau 5 ca să treacă clasa la geografie și dacă el este bun la fizică, lasă să ia 10. Adeptul conceptului ăsta greșesc, care e învățământul la ora actuală, să învățăm mai multe materii, că noi avem poate aplicații spre, doar ca să avem cultură generală. Mai bine mă orientez spre geografie, spre istorie și sunt bun acolo și excelez câteva materii care să-mi rămână ca un mod de viață, decât să fac 20 de materii care poate nu folosesc niciodată... Și părinții pretențios, mai note bune... Exact. Deci, un copil, eu spun, până ratat, care în viață nu o să facă... De obicei, copii care au fost mediocri, ajung cineva în viață, restul care au învățat foarte bine, sunt bun angajat sau își ratează existența pentru că
presiunea care se pune pe tipul școlii, de a fi cei mai buni pe toate domeniile, e ceva iluzor. Că n-ai cum să fii, să excelezi în toate. Ai câteva talente, ok, nu spune nimeni, poți să fii bun, dar nu vei putea niciodată la matematică și română care sunt total diametral opuse, să fii bun la ambele. N-ai cum. Și unii au plecare pe partea umanistă, alții pe partea realistă. Și atunci, automat, fiecare... Deci, cam așa trebuie făcute școlile sau profile la școală, încât copilul să învețe exact speciale el aptitudini și nu să învețe ce îi se impune de un sistem sau altul. Exact, și eu sunt de acord cu tine. Sunt de părere că cu cât primești mai multă informație dintr-un anumit domeniu care îți place, cu atât devii mai inteligent în, pe tema respectivă, evoluezi, cu cât ești împrăștiat cu capul în 7000 de domenii, cu atâta, da, nu faci nimic. Era chestia aia, păi românul se pricepe la toate, dar nu știe nimic bine. Exact. De-aia bine, neamțul face lucrurile, face foarte bine și, cum să zic, e bun pe ceea ce face, de-aia indica să... Eu sunt adeptul și școlilor particulare în care să fac, sunt sistemele astea step by step sau Waldorf sau americane sau australiene mai nou, în care te ajută să te descoperi tu pe tine ca talente și să ți le valorifici într-un mediu. Exact. Într-un mediu... mă interesa cum a ajutat muzica la schimbarea oamenilor de viață, prin ceea ce ai promovat tu sau prin ceea ce ai cunoscut ca cântăreț și ca promotor, de, pentru că și-o ai fost și promotor de trupe la început, cum a ajutat la schimbarea unor oameni sau unor caractere prin ceea ce ați făcut cu Prietena mea, Denisa, mi-a spus să asculta T-shirt în mașină și mi-a zis, zice, Cosmin, nu știu, mie nu-mi place să vă ascult. Și zice, de ce? Pentru că mă bag în depresie. Sunt versuri foarte triste, foarte romantice, foarte... mai ales dacă ești înșelată și mai ascult și t-shirt, mai rău să faci decât să-ți faci un bine. Dar am avut și persoane care... Cosmine, știi că pe piesa ta eu am făcut prima dată dragoste cu prietena mea sau pe piesa ta am cunoscut-o pe iubita mea? De ce? Te-ai creat melodiile, te-au inspirat în viața reală sau ai trăit până anumite, ai trăit anumite trăiri și le-ai transpus în muzică? Da. Da. Sunt, de exemplu, prima noapte a fost de vis, prima noastră piesă, chiar a fost prima noastră trăire în domeniul, da. Adică și dragostea aia de cu fluturaie și în stomac, da, așa. Și când am fost supărat, am făcut, de exemplu, iubește-mă, că eram despărțit, da, că am fost părăsit. Deci, na, toate au venit și sub ceea ce se întâmpla, da. Și când a venit iarna, am făcut o piesă de iarnă, și când a venit vara, am făcut o piesă de vară, și când a fost îndrăgostiți, am făcut piese de dragoste. Iar acum asta cu depresia chiar n-am înțeles-o, dar poate o să... Ai înțeles și am depresia mai mult o amuzică. Asta e problema, că muzica în ziua de azi mai mult, deci exact melodia luat de la vocea supărat. Deci, no. Dacă nu vei să fii supărat, nu este melodia, pentru că face să te gândești tot timpul că ești supărat pe viață, toată lumea. Deci, practic, ce frenezi mereu, ai ajuns să trăiești, să manifesti. De-aia sunt anumite melodii benefice, pentru că o frenezi înaltă, și melodii malefice care pur și simplu te mențin în starea de... supărare. Da, dar vezi tu că și anumite melodii, să luăm genul de manele, sunt milionar, am bani, am mașini și stai și când sunt discotecă și frezdonezi și dimineața când pleci acasă pleci cu taxiul, dar deci nu are nicio legătură. Da. Dar vreau să trebuie să fie și de-aia și trendul ăsta muzical vine de foarte bine, pentru că oamenii doresc tot să devină milionar, să lăsa o muncă, să devină așa, nu știu, anumite trenduri. Ce părere despre melodiile acolo care sunt folosite pe pol de manipulare, că au niște beat-uri în spate și niște frecvențe pe fundal, care au rol de a distruge mai mult și industria muzicală, dar și omul sine, dacă vă spune acea melodie ca un efect nociv? Da, știu despre ce se numește subliminal, da, de ce se poartă de foarte mult timp chestia asta. De la președinți de țară care la discursuri foloseau mesaje subliminale până la muzică. Se fac și conștient pentru a duce persoana respectivă în starea aia de a merge cu capul înainte. Cred că și acum se poartă pe la radio, pe la televiziune mesaje de genul ăsta, nu neapărat în muzică. Muzica e trendul cel mai... Și reclamele cred că sunt făcute... Dar în general melodiile, știi, la ce mai fel, frecvența 431, 400, deci sunt frecvențe care 440... Ala deja îți omoară creierul. Aia era ideea, că de fapt nu mai e o muzică, ci de fapt este zgomot, e disarmonie. Deci muzica care era creată cândva era o muzică autentică, clară, trăită, făcută într-o trăire, era muzica în ziua de azi mai mult zgomot, pentru nimic.
În primul rând, 90% din muzica de acum se face doar pe calculator. Da, nu, pe calculator nu se mai... Înainte venea omul cu vioara în studio, cu chitară în studio, chitară rece, era altceva. Acum, da, acum ți le face din calculator pe clapă, le reglează notele exact cum, îi mai dă și un delay din ăla să sune clar și lacrimă și aia e. Crezi că aia mai e melodie? Sau cum a arătat societatea viitorului care va fi toate robotizată, spune eu, sau care nu va mai avea să facă diferență între valori și non-valori? Pentru că ascultând muzică din asta gen zgomot, ca să nu numesc altfel, va fi o societate... Mai este, mai merge și pe premiza aia, vrei să spun, mai merge și pe premiza aia. Eram în studio la un moment dat și ieșise cineva din studio și zic, bă, dar tu n-ai auzit că acolo nu e bine. Asta mă, mulți vă puțin cunosc. Deci cam așa se merge în ziua de azi cu muzica. Mulți vă puțin cunosc. Dacă îi zgârie un pic la ureche și mai ai și niște cuvinte care să-și aduc aminte de trecut sau de persoana asta de iubire, da? Așa, gata, l-ai omorât. De ce are succes la neva? Simplu, că îi lovește pe oameni acolo. Interesantă, îi folosește foarte mult prezențe joase, care unul, cei care au de ca și mici la operară, când au de pași sau prezențe astea joase, începe să joace, pentru că este creierul de primia care face să cumpără. Normal, nu să dansezi niciodată pe muzică simfonică la nuntă, nu? Da, dar eu lui de la vinte casă, prezențe. De exemplu, muzica voastră, în general, a fost o muzică romană care a ajutat foarte mult la linearea unor trei, unor căsătorii. Da, am umblat la Corazon. A fost muzica latino, care pur și simplu... Foloseam foarte mult pian, viori, și cuvinte care să lovească acolo unde se regăsește fiecare tânăr. Da, deci era putent, ar putea spune. Da. Dar era direcție. Cea mai, era cea mai frumoasă, că era o muzică trăită, o muzică din trăirea omului și nu o muzică comercială, cum se face la ora actuală, banii, distracții, nicio... Bani, distracții. Iubirea, măcar vorbea de iubire, era o valoare superioară. Dar vreau să spun ceva, că mi-am observat un lucru, am fost, și asta este un adevăr care o să supere pe mulți, eu am fost la anunț, de exemplu, cu oameni bine puși, cu bani, cu... Vreau să vă spun că au fost nunți la oameni cu bani care am stat toată noaptea degeaba, m-am plictisit, abia așteptam să plec de la acea nuntă sau acel eveniment. În schimb, am fost la nunți modeste, nu știam când trece noaptea, mă distram până dimineața, dansam cu toții. Da. Diferența, să știi că nu... Eu merg și pe ideea că banii n-aduc fericirea. Dar nu înseamnă dacă ai... Nici nu o întrețin. Nu înseamnă... Fericirea iluzorică, nu fericirea adevărată. Exact. Din simplitate. Îmi spun că mulți oameni sunt fericiți care trebuie sensibilitate. Bogăția nu e un lucru, pentru că Dumnezeu ne-a învățat să fim bogăția în prosperitate. Dar în momentul când împarți cu alții, când nu ești mai tine, nu trebuie să apare, ești egoist. Când ești o persoană egoistă, zic, de ce formați în trecut aveau succes? Erau 3-5 membri, da? Dar zici și mie, de ce scaunul meu se învârte și scaunul tău nu? Ești mai picioare pe pământ. Facem un spirit de glumă, da, nu știu. Ideea e că vă poate stau mai la înălțime și stau mai echilibrat. Nu, ideea e alta, că spuneai foarte frumos cu muzica. Eu zic că la următoarea sunt mai mult, sau că am despărțit trendurile astea de formații muzicale, 3-5 persoane, sau că a rămas una singură, deci tot e cu o predomină. Haide, nu, că iar o discutăm o chestie care trebuie să o luați în calcul. Haide să nu vorbim de despărțirea unei trupă. Ce înseamnă? Trupa T-shirt. Sau hai să-ți dau 3 sud-est. Nu, 3 sud-est. 3 sud-est, da? 3 sud-est, de exemplu, dacă mâine pleacă la Orențiu Duță. Nu mai e 3 sud-est. Da, exact. În schimb, la o trupă rock, este altceva. Pleacă un toboșar, vine alt toboșar. Pleacă un chitarist, vine. Da, și solici, direcția 5. Direcția 5 a fost Loredana, a fost, este Cristi. Observăm altceva, trendul, de exemplu, cum a fost Tegda și Seventeen, cum s-au despărțit formația în sine, n-au mai avut acea succes pe carieră solo decât dacă cum au fost ei când au fost... Da, dar că va contrazice unul singur. Ce? Justin Timberlake. Da, da, e, și la ora asta este... Da, a fost e un tip care îl consider vizionar pentru că a avut tot timpul viziunea de a face lucrurile care dații le făceau. Și foarte important. Și muzica, dacă nu te reinventezi și nu simți trendul al viitorului care va fi. Pentru că muzica viitorului, eu spun că va fi o muzică cum a fost o perioadă chill-out sau muzică în care va avea mai puțin zgomot. Zgomotul, în general, plictisește și obosește. Deci e de moment, îți dă starea de euforie, dar la un moment dat simți nevoie și de o relaxare, nu știu, o împăcare cu sine. Și... Mie să nu se întâmple altceva. Când ajunsese acel stil, bumți, la un nivel de nu mai se termina, am întrebat un om de radio care se ocupa pe domeniul respectiv și zic, mă, care e viitorul muzică? Și mi-a zis, zic, o frecvență de 5 minute, o frecvență de 5 minute, care s-a auzit toată
5 minute decât un singur sunet. Deci mie să nu zici tu că s-a aud. Ne plăceau genul ăsta de sunet care altfel nu pot să spun. Deci era un sunet care da, să... O frecvență de submarin. Da, exact. Aș vrea să-ți mai întrebare care e obicei la desăptorul de invitațiilor mei. Cum putem face o lume bună prin modul nostru de viață? Deci punceați dintr-o pe muzica la tine, mă refer în mod special, și melodiile tale cum au schimbat viața unor persoane prin ceea ce ai, trăit, ai transmis ca trăirile tale personale. Dacă cunoști persoane care au luat decizii în viață benefice și sau datorită melodiei tale s-au schimbat sau au evoluat într-o direcție pozitivă? Nu știu, de exemplu, având în vedere genul muzical, trăirea putea să fie a momentului, să zic, s-a îndrăgostit de o persoană. Putea să asculte ori un T-shirt, ori un Mariah Carey, ori un Boyz II Men, deci acum că se regăseau în versurile noastre, cu atât mai bine. Oricum, viitorul va fi, în general, melodiile vor fi foarte ușor accesate, cum sunt acum și pe YouTube, încât nu știu cât de mult vor mai fi formații de jumătate doriți să mai cânte, în cauza că oamenii vor fi dependenți de tehnologie, deci nu o să mai vină prea mult la concerte, la discoteci, o să cam ducă trendul, s-a văzut că mai nu acum sunt cluburile, când vai la discotecile, pe viitorul o să fie poate party night liber, nu știu, sau va fi o nebunie, ce vor mai inventa, ce vor mai scoate, care să îi scoate din starea asta de... Cu toate că este un lucru benefic în aer liber, gratuite, pentru anumite persoane, dar tehnologia și evenimentele gratuite n-au făcut altceva decât să dea în jos un artist. Să începem cu tehnologia. Înainte, reprezentativ, era un artist care vindea 100.000 de casete, CD-uri, etc. Acum intri pe internet și ei. Unu, stai două secunde. Și asta cu vizualizările iar este un pic falsă. Să ai mai multe like-uri decât vizualizări, iar e ceva ciudat. Acum, pe domeniul ăsta, pot să îmi pun și eu la YouTube 1.000.000 de vizualizări. Nu știu dacă este relevant. Dar nu sunt de acord nici eu să muncesc, de exemplu, 6 luni de zile să fac un hit și după aceea unul să o descarce gratuit după internet, cum era o pirateria înainte cu casetele. Adică nu era o chestie. 1, 2. Înainte eu când cântam mergeam pe stadioane cu plătit de bilete, mergeam în săl de cultură cu plătit de bilete. Exact, și lumea dădea un ban să vină să te vadă. Acum genul ăsta de zilele orașului, petrecerea nu știu care, în care omul vine și te vede gratuit, nu o să mai dai iar banca să te vadă într-un... Și la primăria, plătește cineva, că ce mi-a plăcut mie cel mai mult și este foarte important să vă spun, cei de la stand-up comedy și iau pe cei mai buni, da, am luat legătura cu ei și am spus, noi nu facem cluburi sau pub-uri. De ce? Pentru că la pub vine omul gratuit, la club vine omul gratuit, noi ne facem săl de bilete și a fost și acum un ultim eveniment la casa sindicală. Ei nu, i-am chemat în club, nu vin nici în pub, nici în căieri. Și bravo lor fac. Pentru că până la urmă omul trebuie să fie obișnuit cu stilul ăla de, bă, cine îmi place? El. Mă duc să plătesc. Cum e? Mi-a plăcut Michael Jackson. 2 concerte a avut în România, 2 concerte m-am dus să le văd, 2 concerte am plătit. Vreau să văd viitorul, vor fi foarte multe grupurile acestea muzicale în care lumea, dacă vrei să intri în grupul respectiv, trebuie să plătești o taxă și acolo poți să ai acces direct la cântărețul care te reprezintă sau melodia care îți place sau muzica care o adori și să, la un moment dat să fie totul tranșant, în sensul că vei plăti o taxă ca să poți să fii în grupul respectiv. Nu vor fi grupuri free, deci grupuri pentru cei care sunt melomani de vreo sau care vor să fie fani și atunci va avea toată lumea de câștigat într-un fel, pentru că altfel făcă trendul ăsta muzical să vă... Vedeți, dau exemplu la zilele orașului. Vine Alex Velea, ca idee, dau un nume, sau Antonia, nu știu. Și 10.000 de oameni, 15.000 de oameni vin și îl vede gratuit. Pur și simplu. Și mai stă și pe scaun și mai mănâncă un mic și bea și o bere. Ok. Și îl vede și gratuit. Păi, mai adultul luna viitoare la un club, să-ți mai dea 20 de lei la intrare. Zici, bă, l-am văzut acolo gratis, la ce să mai mă duc să mai plătesc? Pentru că nu, eu zic că pe viitor vor fi, cum sunt tehnologiile actuale, vor fi accesate ba la mașină,
ba, eu știu, când vei fi într-o călătorie, într-o excursie undeva și vei vrea să asculți, vei vrea să fii în direct. Practic, care va fi reinvenția muzicii în vizionarea? Când oamenii vor fi în contact direct cu masca pe mine, tehnologia, cu idolii lor sau cu fanii lor și vor avea o interacțiune mai vie, atunci va fi și apropierea mai mare și oamenii vor vrea să plătească. Când nu ai legătura asta directă, fan... Mi-e frică să nu fie invers. Dau exemplu de o trupă românească care s-a reinventat, e vorba de Mafia, care pur și simplu când au văzut că se piratează foarte mult melodiile lor și nu mai aveau succes foarte mare în vânzări, au trecut foarte mult pe internet, deci se facă cunoscut și au foarte multă oratoră concertele live, unde le susțin la evenimente în care ei acolo și adună foarte mult fanii. Deci au trecut un pic pe trendul ăsta care e acum... Da. Este foarte important să ai și publicul tău. Da. Adică să te duci într-un oraș, să-ți iei o locație și acolo să fii numai tu cu ai tăi. Ei au 20 ani și ceva pe piață și totuși au oameni care oriunde îi... Da. Pentru că ei ce au făcut diferit, au un gen de muzică care nu prea mai la oratoră și e cântat într-un stil, sau și un pic reinventat, faptul că au făcut și featuring și cu Loredana Groza sau anumite cântărețe care sunt foarte mediatizate în acea perioadă, că fac ei melodii respective, încât le dă succesul ăla de moment. Deci le fac să fie trend. Toată lumea ce le făcea o perioadă cu Inea sau așa, era în trendul lui. Dar și acolo sus, dacă încerci să... cum este Inea sau cum a fost Alexandra Stan. De exemplu, Alexandra Stan a ajuns la un nivel la care în România nu mai cânta ceea ce era foarte urât din partea ei. Adică te-ai lansat la Mangalia, ai cântat în România până ai ajuns sus și acum când ești sus, gata, adică au mutat origine și vor să lanseze, deci aspectul este foarte simplu. În primul rând au ajuns la un nivel financiar mult mai mare. Și nu îți mai permis tu ca locație, de exemplu, eu să o aduc pe Ina, nu că nu mi-aș dori eu, sau n-ar veni ea, ar veni Râmnicu Vâlcea să cânte, dar n-aș putea eu să-i plătesc banii care, afară, acei oameni care o invită, își permit. Firmele care organizează evenimente pe țară își permit, dar noi nu ne permitem. Poate un zilele orașului, un zilele... Și dacă ar fi să-ți permiți, la un moment dat e mult mai mult decât te rentează ca... Pentru că nu e atât de trendul sau, nu știu, efectul de mare asupra publicului dacă vine nu știu ce cântăreți. În schimb, dacă vine multe formații și este un mix de melodii sau de muzică din asta diferită ca gen muzical, eu zic că acolo e impactul mai puternic. Și plus de asta este, nu că ești mult mai apreciat, este o chestie care ori o simți tu interioară ca artist, ori se întâmplă ceva. Noi, de exemplu, în București nu aveam așa de mult succes cum aveam, de exemplu, dacă înceam la Bistrița sau oamenii abia așteptau să ne vadă. Așa, și aici îți dau un exemplu, Râmnicu Vâlcea. Tu dacă aduci acum un artist din Constanța, nu contează, 3 sud-est, sau bine, hai să luăm un artist de manele. Așa, are mult mai mult succes acel artist, poate este mai mediocru decât Adi de la Vâlcea. Adi de la Vâlcea prinde mult mai bine în alte orașe decât aici. Da, chiar am văzut și mult mai în domeniul muzicii, chiar și în alte domenii am văzut că sunt mai apreciați, exact ca și cum scrie în Biblie, nu ești profetița la tate, deci pe altă parte, pentru că lumea exact. E mai deschisă către o persoană străină, chiar se numește în business, în afară, se numește sper în afara orașului. Ai impresia că dacă te văd zi de zi, ca și cum ești din familia lor, din prietenia lor cu acea persoană și nu mai văd, cum să spun, nu mai văd așa un respect față de, păcă în altă parte lumea te respectă. Și de aia zic că e important. Vizitele scurte, prietene lungi. Da, te duci acolo, cânti o jumătate de oră, ai plecat. Da. Pentru că, general, unde ești văzut prea des, lumea se obișnuie și cu tine și cu tine. Te vede odată, tresare, a doua oară, a treia oră, după aia, tu ești, salut, ce fă, nu? Corect. Și ca concluzii de final, să transmită celor care vor să asculte melodii, în general, genul vostru muzical, care e un gen frumos, să spun eu, și care vor să urmează în continuare muzica bună, pentru că este diferența între muzica bună și muzica prost calitativă, altfel nu pot să spun, care nu are niciun fel de efect benefic asupra organismului. Păi, în primul rând, nu știu, eu mă bucur și mâine, dacă Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva cu noi. Mă bucur că facem parte din... Adică am făcut ceva. Adică reprezentăm ceva. Dacă dai acolo t-shirt, apare. Primii care au făcut chestia asta în România. Deci, pe tema asta ne bucură. 1. 2. Nu sunt de acord cu oamenii care... Tu mi-ai zis de reinventat. Mi-ai dat exemplu de B&G Mafia. Sunt de acord. Deci sunt de acord. Dar spre bine. Da. Noi, de exemplu, acum avem două probleme.
În primul rând, dacă revenim, trebuie să scoatem o piesă Trăznet, ca să demonstrăm, bă, ei au fost. Da, și au valoare continuare. Da, exact. Da, da. Trebuie piesa care iese să zică lumea, uite, bă, ce... Da, bă, da. Și acum fac față. Exact. Sau încă sunt... Exact. Așa, corect, dar foarte, foarte tare. Așa și un sfat, țineți-o tot așa că... Vitor, sună bine. Nu se aude muzică, înseamnă că sună bine. Corect. Vă mulțumim pentru emisiunea de astăzi și sper să luați lucrurile pozitive în această emisiune. Chiar dacă Cosmin a ajuns mai jos decât mine, am pornit la egal și el s-a dus în jos. Am ușor, ușor m-am învârtit până am ajuns la jos. Să ajungă la nivelul la care își dorește să ajungă și celor interesați de genul ăsta muzical le spun să urmați în continuare să asculte, pentru că artiștii noștri chiar au făcut ceva în domeniul acesta muzical și au lăsat în istoria muzicii românești, am putea să ne poți decembriste, lucruri frumoase care ne încântă și astăzi dacă le ascultăm și ne pot ajuta să luăm decizii benefice în viața noastră. Vă mulțumesc și la revedere. Și eu vă mulțumesc. Azi iubirea ne cheamă sub un cer senin, amintirea ne-ndeamnă din nou noi doi să fim. Clipe fericite iarăși vom trăi, sub lumina nopții iubire vom sădi. Ești ca un înger ce apare în noapte. Trecut
cineva. Alături să pot iubi, nu mă va interesa ce alții îmi vor spune. Deci nu renunț la tine pentru nimic în lume și aștept ca într-o zi să mă iubești și tu și tu. Cât de mult te iubești și eu și eu. Mă gândesc cum de fac să ajung să te întâlnești și să tu te... Și atunci îți vedea seama că eu am ținut la tine. Lasă lumea să vorbească, lasă mintea să gândească. Ține minte ce te-a spus, eu aștept cu răspuns. Vrei să te alungi?